tartă cu mus de ciocolată. Ingrediente: 400 de grame de aluat fraged, 280 de grame de ciocolată neagră tocată, 140 de grame de unt tăiat în cuburi mici, 40 de grame de ciocolată albă pentru ornat, 100 de grame de zahăr, 80 de mililitri de apă, 4 albușuri, 4 gălbenușuri. Mod de preparare. Punem aluatul fraged în tavă și îl aranjăm bine. Apoi, tăiem orice margine în exces. Încălzim cuptorul. Cu ajutorul unei furculițe, înțepăm aluatul. Acest lucru va opri creșterea. Punem o foaie de hârtie de copt peste aluat și îi tăiem marginile pentru a nu se arde. Apoi, ca măsură suplimentară pentru a opri creșterea, punem 500 de grame de fasole boabe peste hârtia de copt. Introducem tava în cuptorul încălzit pentru 20-25 de minute până când aluatul se rumenește. Pregătim aragazul, o cratiță în care punem apă pe care o lăsăm să fiarbă. Punem untul într-un bol termorezistent. Adăugăm ciocolata neagră, și apa. Când apa din cratiță fierbe, punem deasupra vasul termorezistent, dar fără ca acesta să atingă apa fierbinte. Amestecăm în bol pentru a se topi toate ingredientele. Când totul este topit, închidem aragazul, luăm bolul de deasupra cratiței și lăsăm 5-10 minute să se răcească. Punem apoi gălbenușurile de ou peste ciocolata topită și amestecăm bine. Punem albușurile de ou într-un bol și adăugăm puțină sare. Cu ajutorul unui mixer, batem albușurile spumă. Când acestea sunt bine bătute, adăugăm zahărul și continuăm să batem. Spuma este gata atunci când rămâne pe paletele mixerului fără să cadă. Punem încet albușurile bătute peste ciocolata topită și amestecată cu gălbenușurile. Amestecăm încet cu lingura până în partea de jos a vasului pentru a ne asigura că toate ingredientele sunt bine combinate. Scoatem aluatul rumenit din cuptor și din tavă și răsturnăm deasupra spuma făcută anterior.
punem tarta în frigider pentru minim 3 ore, apoi ornăm cu ciocolată albă. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru tartă cu mus de ciocolată. Poftă bună!